Păi să slăvesc pe Domnul, dar vreau să fac împreună cu toată adunarea. Spunând ca Dumnezeu Tatăl nostru să fie binecuvântat împreună cu Domnul Iisus și cu Sfântul. Corii care le ține și sus piciuni, că pe modelul care se oficia acolo la ea. Și s-a înnorat. Dar Dumnezeu ne-a lăsat o vreme care totuși să ne permită să discutăm din Scripturi. Să botezăm pe oamenii aceia. S-a făcut ora 1 după amiaza și s-a terminat botezurile. Ne-am închinat lui Dumnezeu, ne-am urcat în mașini. Cei care au rămas în urmă au trebuit să strângă repede lucrurile, că la ora 1 și 10 minute ploaia deja venise. Cei din jur au zis, măi, cu pocăința știi ceva. Uite că pe cât au avut slujba, o stat ploaia și pe cât au plecat ei, au venit ploaia. Dar nu numai că nu-i deranjat pe ei, dar e o binecuvântare pentru pământurile astea. Și drept Dumnezeu știe să lucreze apărându-și cauza și lucrarea. Că dintotdeauna Dumnezeu e minunat, e sfânt și e drept, că îi se înmulțește. E o bază de aducere a noi binecuvântări din cer pentru noi în zonele care noi trăim. Mă duc să aminte că într-o zi am înfrățit un om al lui Dumnezeu pentru o cetate să nu fie nimicită, pentru Sodoma. Și s-a rugat lui Dumnezeu spunând, Doamne, dacă sunt acolo 50 de oameni, ei vin nimicit o dată și pe cei buni și pe cei răi. Și Domnul spune, nu-i voi nimici. Dacă sunt măcar atâția care cheamă numele meu și avem coboară cifra și vine mai jos și mai jos, Doamne, ei vin nimicit. Eu mă bucur când văd oameni că vin la mântuire. Mă bucur că văd persoane în alb, mai mult sau mai puțin, care vin să încheie legământ cu Domnul. Știu că pământul noastră, că pot primi binecuvântare din cer, acolo unde mai există oameni pe care Dumnezeu îi primește și care îl caută în mod sincer pe Domnul, închinându-se cu toată inima lui Dumnezeu. Și cred că și biserica de aici poate fi binecuvântată. Și că zonele acestea care trăiți temporar pot fi binecuvântate. De aceea am îndemn să vă spun tuturor românilor și locuiți temporar sau definitiv pe aici. Nu uitați o chemare cerească pe care Dumnezeu a dat odată prin cura profetului Ieremia vorbind că de prinșul din Babilon. Urmăriți binele cetății în care sunteți în robire spre lor. Că fericirea voastră aparține de fericirea țării în care trăiți. Și Domnul Dumnezeu ar putea să binecuvinteze prin români toată Austria. Și pe cei care vin la Domnul, cei care vin la mântuire și care pot să roage lui Dumnezeu, să binecuvinteze Dumnezeu cu mântuire veșnică toată Austria. Că dacă cineva poate da binecuvântări, acel cineva e Dumnezeul cel viu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Măriți-le pe numele Lui acum și întotdeauna. Aleluia lui Dumnezeu! Iubiții mei, vreau să vă mărturisesc cu inimă curată. Noi ca români am început să ne rugăm pentru țara în care trăim. Și cei mai mulți oameni spuneau, țara în care trăim a intrat în impas economic. Este inflație, este nesiguranță. Nu știu unde să apucăm. Eram recent la Brașov, la o întâlnire, unor oameni creștini de afaceri, veniți din Japonia, invitați acolo și mai mulți frați din țară, am fost invitați să discutăm cu ei. S-au uitat spre noi și spunea, noi într-un fel oricum vă compătim pe voi românii. Am fi vrut să dăm o mână de ajutor, să facem și noi o investiție economică pentru voi. Dar sunt câteva lucruri care ne opresc. Deocamdată este inflație și nesiguranță. Lipsă de încredere și oamenii investitorii străini nu pot veni aici. Dar în același timp spre ei, măi, vă invidiem. Voi aveți în țara aceasta un potențial spiritual ridicat. Noi, japonezii, am trăit altfel când eram într-o altă situație economică. Și spuneau ei, după război, oamenii au căutat pe Dumnezeu. Bisericile s-au umplut. Dar încet, încet, japonezul a muncit, cum a gândit el. A pus la contribuție munca lui prin minte și prin forță. Și situația s-a schimbat în bine. Și că lucrurile s-au schimbat în bine, oamenii au început să părăsească bisericile. Și apoi, spuneau ei, a apărut televiziunea, care a dat omului tot ce a voit el. Nu mai pleca de acasă, era liniștit, lua telecomanda, vitriți din pat, cupla un buton, două, trei, câte voia, avea tot ce îi trebuia omului pentru curiozitățile lui și oamenii n-au mai venit la biserică. Și acum, spuneau ei, cei care mai vin la adunare sunt oameni din nimic, care nu mai au integrare socială. Nu mai primește nimeni. Și aia mai vin pe la biserică. Poate, spunea japonezul, 0,5% dintre cei care sunt acolo mai vin din țară la mântuire, la Dumnezeu. Ne-am rugat la urmă pentru România și Japonia și am rămas surprins, mirat. Să văd niște oameni care își adună câteva cuvinte pentru a se ruga. Dar în același timp am umplut parcă și de amuzament când unul dintre păstorii din țară parcă necăjit de ce s-a prezentat zicea, Doamne, n-am vrea o vindecare economică a țării noastre, dar dacă așa stau lucrurile și dacă abundența materială ne se pare de tine, Doamne, lasă-ne săraci, dar du-ne în împărăția ta. Nu te poți să se uite în jur și arde să zâmbească. Și era un adevăr sincer. Viața economică uneori de mână la Dumnezeu și când ea este cea care pare că aduce de sale, din departe de Dumnezeu. Și prima dată frate spunea în țară, hai să ne rugăm pentru viața economică. Dar cei mai mulți au spus, auziți, Scriptura arată niște principii, atât în Vechiul Testament, cât și Noul Testament. Și ele trebuie urmărite înaintea principiilor de natură economică. Și spunea Domnul Iisus așa,
Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și celelalte mi se vor da pe deasupra. Profetul lui Dumnezeu, Hagar, a primit poporul în Vechiul Testament și i-a văzut că s-au întors de robie. Îndată au vrut să spună mâna pe pământuri, titlul de proprietate, să găsească căsuțele lor și au început să facă sitii pentru ei. Și vine cuvântul lui și spune, iată, s-au schimbat lucrurile. Mâncați și nu vă săturați. Veți și nu vă potoliți. Și ei câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spart. Dacă întrebați de ce, am să vă spun. Din pricina casei mele, care stă dărâmată și fiecare din voi umblă pentru casa lui. Ia vezi ce zice Domnul. Și uiți-vă în munte, dați lemne, aduceți petre, zidiți casă. Și în urmă veți vedea cum eu pot să dau binecuvântare. Când lucrurile materiale și economia e pusă pe prim plan, Dumnezeu nu binecuvintează. Că El te vede legat de ceva care nu are viitor. Lumea care trăim noi, România, Austria, America, orice țară, cu nivel ridicat sau mai scăzut, Africa și toate continentele, care formează pământul pe care trăim, n-au viitor. Sfântul ne spune că într-o zi vor fi demolate, se vor distruge pământul cu tot ce e în el va arde. Dar Dumnezeu vrea să credești și tu și eu de ceva care are viitor. Vreau să legat profetul lui Dumnezeu, Ieremia 29, capitol. Dumnezeu prin gura lui, iată gândurile care am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Măriți să fie Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea în primul rând ca tu să-L înțelegi cum lucrează. Să acționezi după ale lui principii. Și în primul rând să vrei un viitor și o nădejde. Lumea care trăim noi este o lume instabilă. O lume care e cuprinsă de tot felul de teme și de spaime. O lume care într-o zi va pune ori vrea, ori nu vrea. Acestea drumurile ei. Dar Dumnezeu a zis o mână în lumea aceasta spunând, pentru tine am viitor. Pentru tine am nădejde. Tu mă vei căuta și mă vei găsi dacă mă vei căuta cu toată inima. Mă întorc aici să arăt un om care l-a căutat pe Dumnezeu. Partea bună care avea, spunea fratele Nelu, era că omul acesta avea întrebări primitoare la viață. Îl interesau lucruri din lumea spirituală mai mult ca lucruri din lumea fizică. Dar eu am găsit în Scripturi că mai avea încă un lucru bun. Și despre aceasta vreau să vorbesc în câteva cuvinte, nu prea mult că timpul fuge. Omul acesta avea în inima lui dor de închinare. Iubiții mei, noi suntem construiți de Dumnezeu. Cu Duh, cu suflet și cu trup. Trupul are legile lui, nevoile lui. Și le rezolve. Ia să mănâncă suflet de bucură-te. A fost o nebună în Biblie, ne spune Scriptura, care a gândit în felul acesta. Și i-a luat din țară, și-a adunat multe avuții. Ne spune Scriptura că l-a văzut de la casă și a zis, am scăpat de toată sărăcimea care am avut-o eu, de când am trăit eu la părinții mei. Și acum uite-te, suflete, ai multe bunătăți pentru mulți ani. Mănâncă, ia și veselește-te. S-a uitat Dumnezeu la el și a văzut că judecă ca un nebun, că sufletul din noi, cei ce-i spiritual în noi, n-are nevoie de porumb, de secare, de banane, de portocale, de pâine, de carne, n-are sufletul nevoie de acestea, trupul are nevoie de acestea. Dar totuși Dumnezeu îi spune, auzi, nebunule drag, în noaptea asta te chem înapoi, pentru tot ce ți-ai adunat, cui rămâi? Ți-ai pus tu problema că poți pleca, că nu stăpânești pe tine însuți. Omul lui Dumnezeu Ecclesiastul îi zice în capitolul 8, versetul 8, omul nu-i stăpân pe suflarea lui, ca să o poată ținea. Și lupta aceasta nu este izbăvit. E răutate, nu poate izbăvi pe cei răi. Tu nu ești stăpânul, că îi se gândești și să poți gândi că ai viață pe nu știu cât timp să o stâi în mâinile tale, nu? Tu ești un călător prin lume, ești un trecător pe aici. Preibiți, o spunea Petru, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călător să vă luptați cu poftele și limbăvitești care se războiesc cu sufletul, să le învinge, să fugim de ele, să facem ceva. Pentru că noi avem nevoie de un suflet curat, care să aibă înăuntru lui rezolvarea nevoilor sale, înăuntrul tău, pentru că tu ești din Dumnezeu, există o foame și foamea ta nu se rezolvă stând la restaurant, nici stând la masa pentru gata, la nimic. Foamea ta se rezolvă dacă într-o zi găsești locul de închinare, să mergi acolo că sufletul tău tinde și tângește după Dumnezeu din care provine. El vrea să se închine, acolo respiră liniștit, acolo stă omul în momente grele. Rugăciunea e modalitatea pe care oamenii o folosesc la vreme de nevoie. Rugăciunea a folosit-o și Iisus. Nimeni nu l-a putut opri să se roage. Nimeni n-a putut opri relația lui cu Dumnezeu prin intermediul închinăciunii și rugăciunii. Dacă pus pe Golgota, mâinile expuse în cuie, picioarele blocate în cuie, rugăciunea nu poate opri nimeni. Hristos continuă să se roage. Și Dumnezeu trăia în Hristos, împăcând lumea cu sine și mântuindu-ne pe noi. Măriți să fie numele Lui. Sufletul tău are nevoie de rugăciune. Și dacă tu ai aflat că această nevoie poate fi satisfăcută, te îndemn, nu fi nepăsător, că e timpul de venit la biserică.
Nu rămâne liniștit cu un program de duminica viitoare. Poate e scuzabil că avem un spațiu altul și un program cum le fac alții. Dar tu, în intimitatea căminului tău, îl poți găsi pe Dumnezeu. Dacă în inima ta există foame după închinare și Duhul tău merge la Dumnezeu, Dumnezeu vede aceasta. Dumnezeu te va ridica de aici. Omul acesta a venit, spunea fratele meu, o distanță de aproximativ 2000 de kilometri. De ce a venit? Spune Scriptura, venit la Ierusalim ca să se închine. Lăuntru lui nu era mulțumit cu viața din Etiopia. Și prozenit o fi fost el și botezat poate pentru religia iudaică. Trăia într-o lume ostilă. În jurul lui oameni care aveau zeități cărora se închinau. Ca popoarele păgânii din jurul evreilor. Dar omul acesta nu era mulțumit unde trăia el. Avea nevoie de o altă atmosferă. De un cadru în care să simtă că lăuntru lui se umple de bucurie și că Duhul lui poate fi revigorat, înviorat și mântuit să aleargă la închinare. Nu conta că-s 2000 de kilometri. Eu vin 1000 și ceva din țară și mi-este greu. Mi-este greu și eu știu că trebuie să fac drumul înapoi, iarăși mi-e greu. Și că merg acasă între bătini să mă refac. Dar omul acesta nu se uită că e pustie. Nu mergea pe autoban, nu mergea într-un car. Nu mergea cu o mașină care putea să-l ducă cu măcar 120 de kilometri la oră. Și el mergea într-un car. În frunte de dacuita pustie. Și Dumnezeu este cel care nu poate să uite eforturile sincere ale căutătorului de comori ceresc, de care îl vede curat în inima lui. A văzut Dumnezeu aceasta și are Dumnezeu oameni. Nu numai oameni, că e vorba de tine că îl cauți pe Dumnezeu. Are Dumnezeu îngeri, are oameni și are Duhul Său care te cunosc, te caută, te urmăresc. Poate că Filip în căldura zilei era și el undeva liniștit. Nu știu când dormea sau se relaxa, că era într-un, știu eu, pat la umbră, ceva, sau în casa lui, dar spune Scriptura că Duhul a zis lui Filip, sau un înger a zis lui Filip, scoală-te, Filipe, uite, am ceva de lucru cu tine, pe drumul în care merge la casă, e o persoană care mi-a strânit interes și eu am nevoie de tine. Filip dovedește că este omul ascultător, instrumentul în mâna lui Dumnezeu. Filip nu vine cu motivații, Doamne, m-ar duce la căldura satorită de la miază. Doamne, chiar mă chinuiești? Mai mult, când Filip răspunde aceste invitații cerești și îngerul Domnului, revine din cer, îl trezește pe acest om pentru a-l pune în mișcare. Spune Scriptura că a văzut carul și Duhul zice lui Filip, du-te, ajunge carul acesta. Filip a alergat, nu-i ușor. Pentru cine mai sprint în ușurel, poate fugi pentru copil, pentru nu știu care. Dar un om deja care trece de jumătatea vârstei, să fugi prin călduri, să faci cross, nu-i simplu. Dar vorbește Dumnezeu. Și sunt oameni care înțeleg că vorbește Dumnezeu. Și că vorbește Dumnezeu trebuie să iei notă de ce a vorbit Dumnezeu. Că în urmă se ascund binecuvântări, viață și pace. Dacă te asculți și plătești prețul atunci că vorbește Dumnezeu. Și Filip e dispus. Elementul acesta pe mine m-a împlut de bucurie și am zis, Doamne, oare poate sluji ție ca Filip? Oare știu eu să las comunitatea, liniștea căminului, timpul meu, să mă sacrific pentru tine? Și m-am uitat acest rugător și am zis, e de invidiat, dar este de urmat exemplul lui, că a știut să plătească un Dumnezeu care îl caută pe omul în care știe Domnul că a investit ceva și pentru că a investit mântuire și viață și lucrare, are nevoie Dumnezeu de el. Și îl cheamă pe Filip și îl pune să alerge. Și Filip transpiră și fuge. Ajunge carul. Și tocmai omul acela care a venit să se închine, n-a plecat împlinit. De ce căutările lui continuau prin cartea care și-o luase? Poate și-o lua de la Ierusalim și altceva. Dar nu se pare că era interesat de acea clădire faimoasă pe care alții poate veni să o viziteze din pură curiozitate. El a venit să se închine. Și apoi a luat ceva despre Dumnezeu. În lumea aceasta poți citi orice vrei. Mas media îți oferă tot ce vrei la îndemână. Și ai de citit, cum spunea un frate, numai presa. Dacă vrei la noi în țară să citești acum, îți trebuie concediu medical. Stai acasă, citești presa. Și nu știi de care să-i crezi. Că unii spun una, unii spun alta, adevărul de ziua de alt, printre rânduri, nu mai scrie nimic. Că în ce scrie, nu mai știi dacă e drept. Așa e lumea. Dar Filip, sau omul acesta, Fabino Etiopian, care a avut dorința sinceră a închinării, a căutat o carte importantă și a luat de la Ierusalim cartea profetului Isaia. Nu putea să o pricepe. Mintea lui nu înțelegea profetul. A vorbit prin Duhul, se vorbea la timpul trecut. În capitolul 53 din Isaia. Cine a fost așa? El a fost dus, el a fost chinuit, tăiat, el a fost. Totul primea la timpul trecut. Și atunci Filip nu știa, Fabian nu știa despre el e vorba. Profetul despre sine însuși sau despre altcineva. Și Dumnezeu care l-a văzut interesat pentru cei ce-i ceresc. Dumnezeu, frații mei dragi, se oprește lângă omul care îl caută. Spune Psalmul 25. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia îi arată Domnul calea de care trebuie să o aleagă. Și-a văzut Dumnezeu un om care în tub de închinare și frică, respect s-a închinat lui. Și acum căuta Scriptura, îl interesa divinul, cerescul. Știa într-o lume în care trăiește, în care poate că finanțele erau preocuparea lui silnică, să pună preț mai mult pe cei ceresc
decât pe ceea ce este omenesc. Și Dumnezeu zice, da, nu poți să rămân aici. Trebuie să trimit îngeri să-i deranjezi. Trebuie să trimit oameni să-i mă deranja. Pentru că am un suflet. Și un suflet în ochii lui Dumnezeu e prețios. Un suflet, spune Scriptura, face mai mult decât toată lumea. De ce Dumnezeu s-a apropiat de el? Și omul acela a ajuns la un moment dat, în urma predicării cuvântului, să înțeleagă un mare adevăr. Să înțeleagă că cel despre care se spunea era un om deosebit. Era Fiul lui Dumnezeu. Cred că Filip a vorbit mai mult. Spune Scriptura că a pornit din acest motiv în discuție. Și a vorbit mai mult. L-a rămurit cred că este despre botez. Deci nu le spune, dar cert este că în momentul când ajung să găsească apa, el zice, uite aici apa. Ce mă împiedică să fiu botezat? Nimic nu te împiedică. Dacă tu crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și omul face mărturisirea cu gura lui, cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Mărire lui Iisus Hristos. În Cartea Romani, capitolul 10, spune Scriptura, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a avea din morți, îi fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea. Iar prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Omul acesta a făcut mărturisirea. Căci cuvântul Domnului l-a mișcat în profunzim. A fost o naștere din nou imediată. Spune Scriptura în Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 12. Cuvântul Domnului e viu și lucrător. Mai trecător ca orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo care sparte sufletul și Duhul. Încheieturile și măduva. Judecă simțirile și gândurile inimii. Filip știa care te face nu cu o poveste, nu cu un roman care este nesincronizitate și apoi nu te mai interesează, dă pui în bibliotecă. Filip știa că are de predicat Scriptura. Și în Scriptură există viață de la Dumnezeu și putere de la Dumnezeu și activitatea Scripturii e de a întoarce oamenii, de a lumina mintea și a pătrunde la adâncul lor, în sentimentele lor, pentru a-i naște, pentru a-i schimba, pentru a face oameni cu o nouă gândire. Oameni care știu să facă deosebire între urgent și important, oameni care știu să plecească cerescul mai mult decât pământescul. Și cuvântul spus de Filip l-a mișcat profund. A ajuns la apă și omul trebuie botezat. În numele Domnului Iisus, Filip îl botează. Dar vreau să ajung mai departe spunând următorul lucru. Pentru omul care caută închinare, care răspunde cerințele untrice din Duhul lui, de a se răcori înaintea Domnului. Pentru omul acela e garantată o doză de fericire, de bucurie și liniște. Vă mai dau o imagine din Scripturi. Un vame ficălos ajunge la templu și Domnul Iisus îl vede pe el și vede și pe un fariseu care se ruga și unul și altul. Vame ficălos, cu inima zdrobită, zicea Dumnezeule, nu-ți vrednic să ridic ochii spre tine. Când a plecat de acolo, zice Domnul Iisus, vă spun, acasă s-a întors fericit cel care s-a închinat în mod sincer, cel care s-a plecat și s-a smerit înainte lui Dumnezeu. Așa se întâmplă cu famul etiopian. El se întoarce acasă, spune Scriptura, își continua drumul plin de bucurie. E imposibil să fii plecat de acasă la biserică cu gândul să te închin lui Dumnezeu și aici să nu te fii plin de bucurie. Poate predica într-o zi mai slabă. Spunea fratele Romii Mocan o seară la Viena la evanghelizare. Uneori peste săptămână predica seamănă cu o seamă de fasole. Poate că e mai slabă. Dacă tu ai venit să te închini în momentul închinării, tu ai șansă unei relații directe cu Dumnezeu. Mai mult ca predica, Duhul lui Dumnezeu poate intra în tine și prin el poți vorbi lui Dumnezeu. Înăuntrul tău ceva se schimbă, te îmbărbătezi, ceva are o nouă viață în tine și pleci acasă liniștit. Că Scriptura zice, omul s-a întors plin de bucurie. Mă uit la unii care ar fi vrut să vină la pocăință. Alții poate să se boteze. Au avut și noi care s-au hotărât și nu au mai vrut să ajungă la capăt. Și ne-a spuneam, mi-e rușine. Vor afla cei din jur, mi-e rușine. Oamenii aceștia nu s-au mai întors cu bucurie, cu oarecare regret. Dar Scriptura zice în Psalmul 34, când îți întorci privirile spre Dumnezeu, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Acest adevăr este prezentat practic aici. Omul acesta, famin, s-a întors plin de bucurie. Dumnezeu intra la mântuirea lui. Când Domnul e interesat de tine, mișcă cerul și pământul pentru tine. Spune Scriptura prin gura profetului Isaia, Israele, eu te iubesc, dau popoare pentru mântuirea ta. Și când e vorba ca Dumnezeu să dea ceva din cer, nu contează că va trebui să deranjeze îngerii. Dar spune Scriptura prin gura lui Pavel, că îngerii sunt două slujitoare trimise să ne vrească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. Și îngerii ascultă pe Domnul. În Psalm 130 zice Scriptura, dar slavă Domnului îngerii lui, care sunt de stare putere, care vă temeți de Domnul și care împliniți poruncile lui. Și un înger a ascultat. Și a venit până la Filip. Filip va asculta. În planul de mântuire, Dumnezeu nu lucrează numai cu îngeri. Dumnezeu lucrează cu îngeri, cu oameni și pe intermediul Duhului Său. Instrumentul care merge pentru predicare e omul. Filip a urcat în cal, lângă famine și a vorbit. Dar Duhul Domnului, Îngerul Domnului, erau acolo.
l-au trezit, l-au pregătit, l-au mânat și în spatele celei lucrări și-a scundat Hristos prin puterea sfântă a Duhului Mântuitor. Așa a vorbit cu cenicii. Iată, eu trebuie să plec la cer, dar voi duceți-vă în toată lumea. Voi predicați Evanghelia, faceți ucenici, botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul vieții. Eu nu l-am văzut pe Iisus în trup, nici măcar nu l-am visat. Am dorit mult să am o vedenie, să-L văd pe El, că-L iubesc, cred în El fără să fi știu, dar simt adesea ca Domnul Protector și Mântuitor al vieții mele. Știu că Cel care se apropie de noi, Cel care știe și acum să facă minuni. Iubiții mei, Duhul lui Dumnezeu e plin în activitate și complet în lucrarea Mântuitoare. Vreau să vă aduc la cunoștință niște lucruri după care vă și încheia. Chiar pentru cei care le-am spus, vreau să nu se sperie, am noutăți în materie. Informații căpătate de azi din țară, că am sunat din nou la frații mei păstori care slujesc Domnului și care stau cu biserica ca Bunul Dumnezeu să facă o mișcare de trezire, de binecuvântare și de viață în viața bisericilor din țară. Frații mei, vă spuneam, ne-am rugat Domnului mai multă vreme. Ne-am rugat pentru o trezire spirituală. Am cerut lui Dumnezeu întâi, mântește-ne țara. Doamne, noi știm că dacă vei zlovi Duhul acesta tradițional al Ortodoxiei, care aduce omul garanția că sunt mântuiți așa cum sunt și că de mor, cineva face o slujbă și aruncă în rai. Doamne, spuneam, e o minciună sfântată. Ne rugam lui Dumnezeu în biserică, ne rugam pentru noi, pentru biserică, ne rugam pentru orașul nostru și ne rugăm pentru zona în care trăim, ne rugăm pentru țară, ne rugăm pentru Europa și vă îndemn. Haideți să ne rugăm. Amintesc că biserică și aduc înaintea Domnului rugăciunea Tatăl nostru. Și acolo zicea, cuvântul Domnului ca să ne rugăm așa. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Hristos a numit pământul ca loc generat. Dar eu iau această rugăciune și pun și zic lui Dumnezeu, precum în cer, în Bodoșani, Doamne, precum în cer, în județ, Doamne, precum în cer, în Moldova, precum în cer, în România, precum în cer, în Europa, în Africa, oriunde, pentru că este o vreme când Dumnezeu prin Duhul Lui te cheamă la o trezire. Și Petru zicea, dacă vom fi cei care vom răspunde chemarea lui Dumnezeu, vom grăbi venirea Sfinii lui Hristos, că nu e mult, spunea Pavel, puțină vreme, foarte puțină. Și cel ce vine va veni și nu va să vă fi. Lăutat fi numele. Și ne-am rugat Domnului cu biserica. Și frate, o stată poșă rugăciune. O dată pe lună, pe roadele iarnă, sâmbăta, în închidecirea Domnului. De dimineață de la ora 9, suntem în rugăciune până în seara. La ora 8, seara, se sfârșește cu un program de biserică în care în locare binecuvântare copiilor. Și vreau să vă spun că atunci e timp de discutat în Scripturi, e timp de a ne ruga, e timp de prezenta lui Dumnezeu și credem cuvântul Scripturii care zice, tu Dumnezeule, asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Trăim momente la ora actuală în țară, când mulțimi de oameni primesc pocăința, sunt evanghelizări în toate satele Bucovinei, în satele Ardealului, ale Banatului, ale Moldovei. Frate, ne ajung cu programări peste programări, în stânga și în dreapta la evanghelizări, și Evanghelia e vestită. Simțim că avem timpul să ploaie Dumnezeu mântuirea. Amin, și țara să fie mișcată. Dar nu numai aici am ajuns. Am ajuns să trăim mari bucurii. Ceea ce se întâmplă azi în țară sunt niște revărsări ale Duhului Sfânt, de care eu personal nu le-am întâlnit. Sufletul Domnului de copil mic. Și Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt înainte să am vârsta de 15 ani. Dar de atunci încoace n-am trăit să vezi într-o seară că Domnul botează 22 cu Duhul Sfânt. Dar asta nu este un lucru întâmplător. Asta deja e ploaia Harului lui Dumnezeu care vine din cer, de la Domnul ce botează. Fie lăudat numele! Și biserica noastră a trăit niște momente frumoase. Nu intru în lux de amănunte. Dar vreau să vă spun, o comunitate din lângă Suceava a avut în iarna aceasta 47 de botezuri, mitocul Dragomirne. Într-o seară Domnul a botezat 15, în alte seri mai mulți, mai puțini. Într-o altă comunitate de Astrovăți, alt 15. Biserica din Botoșani a trăit o clipă minunată a lui Dumnezeu. Nu ne-am avut așa hară în istoria noastră. Și am început să ne rugăm Domnului, cerându-i botez cu Duhul Sfânt. Venind cu post, cu rugăciune, zilnic, o săptămână de pregătire, 50 până la 100 de frați posteau și se rugau și surori. Și în timpul acesta, fiecare seară era seară de rugăciune. Doi prezbiteri din biserică erau undeva într-un birou și cei care aveau mărturisiri, atât de vederea cine, cât de vederea stăruinței, veneau pentru mărturisiri, că le-au spus la oameni, iubiți frați, iubite surori, nu veniți în stăruință dacă aveți probleme, chiar nu așa de grave. Dar trebuie, Scriptura zice, cine își mărturisește fără de legele, Proverbe 28:13, să lasă de ele, capătă îndurare de la Dumnezeu. Și am trăit într-o seară să văd un tânăr care a venit la stăruință. A venit cu gând întâi, care a doua zi teză să se roage Domnului să-l ajute la teză. Dar ulterior a zis el, ce-a fi să stărui? Și a început să stăruiască, să se roage Domnul. Dar a avut o problemă, nu prea mare.
Și la un moment dat a făcut spume la cură, și situația nu era tocmai bine. Și unul din presbiterii din biserică care vegea, printre ei s-a dus la el și a zis, oprește-te, cheamă sângele Domnului și nu te mai ruga. Rugăciunea s-a terminat și tânărul Iulian vine la păstor și zice, auzi, am să fac o mărturisire. Și-a stat de vorbă puțin. L-am întrebat pe acel presbiter, nu vreau să-mi spui amănunte, că e mărturisire. Nu mă spune, era o problemă grea sau o problemă mai ușoară. Și-a zis, era destul de ușoară. Dar aceea destul de ușoară, pentru că nu era lui Dumnezeu, ci era diavolului. Diavolul se apropiase de el. Domnul Iisus zice în noaptea din Ghețiman, văd că vine stăpânitorul lumii acestea, dar el nu are efectiv nimic în mine. Ori dacă în tine, în mine, în cineva de noi, are ceva, e vorba de acel cuie lui Prăpelea, pentru care intră el în casă. Și poate face multă durere și multă amare. Tânărul a mărturisit. S-a întors în a doua rugăciune și pe când se ruga, Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt. Am văzut aceasta. Ne-am bucurat împreună. Am trăit în primele 4 zile 22 de botezuri. Era o noutate. A venit cealaltă săptămână cu 3 zile de stăruință, alte 30 de botezuri. 52 de oameni au fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. Și ne-am bucurat cu biserica și am spus, îl slăvim pe Dumnezeu că merită lăudat cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Măriți să fie numele Lui. Frații din Suceava ziceau, dar noi trebuie să pornim și noi. Și-a pornit și ei cu 2 săptămâni de post și rugăciune. Drept cuvânt că Domnul le-a dat botezul ca pentru 2 săptămâni de pregătire. La Botoșăneni numai 52. De la Suceveni, în 5 zile, săptămâna trecută, au pornit de luni până marți, până miercuri, când am dat telefon, erau 25 de botezați. Dar am sunat vineri și frații mi-au spus, încă 18, Domnul a botezat vineri. Încă 18 vineri seară, sâmbătă am sunat. Și am sunat astăzi din nou, pentru că și sâmbătă a trebuit să fie stăruință. Și frații mi-au spus, aseară, în biserica din Suceava, din Sfântuirie, Domnul a botezat pe lângă cei 18, care totalizau 43 cu ei 25, încă 22. Și biserica are 65 de botezat în 5 seri de stăruință. Frații mei, Dumnezeu e Dumnezeu. Mântuiește și botează. Lăudat fie numele Lui. Amin. Când îl cauți cu inimă curată, când te întorci cu rugăciune, când vrei să te închini Lui, când tu îl recunoști suprem deasupra ta pe Dumnezeu. Am tot mărturisit. Poate unii frați care sunt cu mine mereu vor spune, fratele ăsta, oare nu mai are ce spune, dar fraților, ce-i mai frumos? Că atunci când trăiești beția spirituală a Duhului lui Dumnezeu. Eram acolo într-o seară când Domnul botezase 13 și trebuia să plecă ora 2 noaptea cu mașina către Oradea, aveam un examen, n-am putut pleca până peste ora 10. Era imposibil. Trăiam o bucurie cu toți. Ploua din cer mântuirea. Un om bătrân, îl știam că stăruia de măcar 10 ani de zile. Acel om, fratele Ciucănel, la un moment dat, e botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. S-a ridicat de pe genunchi, era timp de bucurie. L-am întrebat, ei frate, ce-i cu tine? Te-a botezat Domnul? M-a botezat, dar marele caz e că nu știu ce-am vorbit. Dar ai vorbit ceva, atât am vorbit în limbi, dar n-am înțeles ce-am vorbit. Mă zic, trebuie să spune că mintea ta e fără rod aici. Duhul e cel care cauzează vorbirea, nu mintea ta. Duhul din tine se roagă lui Dumnezeu și tu însuți simți o nouă relație directă cu împărăția divină a Dumnezeului din cer. Măriți să fie numele Lui. Iubiți frate și surori, vă spun acestea pentru că-s celos și aș vrea să mă întorc acasă. Vine vacanța de primăvară și tinerii din liceu au zis, dar noi când stăruim? Pentru noi când se poate face? Că după amiază suntem în școli și frații pregătesc stăruința. Așa să trăiesc acele clipe. E minunat să vezi când plouă bucuria mântuirii. E minunat să vezi ce se petrece acolo când biserica e clocotită de prezența minunată a Duhului lui Dumnezeu. De ce? Că trăim dispensația Duhului. De la rusalii până la venire, Duhul comandă biserica lui Dumnezeu. Cearnă Sfinii spunea, eu îl numesc pe Duhul Sfânt comandantul șef al armatei lui Dumnezeu și glorie Lui că prin Duhul se mântuiesc oamenii. Prin Duhul sunt chipiși rugători în lucrare. Prin Duhul vin oamenii la viață și la Dumnezeu și conductorul Sfântului Duh, biserica se înmulțește. Lăudat fie Dumnezeu! Amin. Vrem cu toată inima să-L cinstim pentru aceasta. Vă mărturisesc sincer, parcă trecem peste toate nevoile materiale cu care țara se confruntă, că trăim bucuria mântuirii. Dumnezeu cercetează România și eu aș vrea să vă îndemn încă o dată, așa cum vă spuneam la început, să vă rugați pentru Austria, pentru zonele care trăiți, ca bun Dumnezeu, să facă o mișcare binecuvântată. Vorbea fratele Trișcaș că și vie la Domnul a botezat 8 persoane în seri mai biserice, dar a botezat. Și e important, când Domnul începe să boteze, este un lucru minunat. Trebuie să prinzi momentele cele frumoase, să fie înaintea Lui. Că atunci când e vorba de lucrare, Duhul Domnului e implicat în procesul de mântuire. E implicat în procesul de botez. E implicat în procesul învierii tale de morți. La pregătirii tale pentru întâlnirea cu Iisus Hristos, care va veni pe nori de glorie. Așa spune Pavel în Cartea Romani, capitolul 8. Da, trupul vostru este supus morții din pricina păcatului.
dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce avea pe Hristos din morți locuiește în voi, cel ce avea pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Frații miți, dacă vreți în această vreme să trăim cu adevărat pocăință, haideți să nu ne mai sforțăm prin legi și sisteme organizatorice pe care să ne schimbăm de la lună la lună, că nu funcționează biserica. Nu va funcționa dacă noi întoarcem la origine. Și cu versetul care vreau să închei, vreau să spun originea funcționării unor lucruri frumoase la nivel de biserică. Nu spun eu, spune Scriptura, Fapte 3:19. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare și să trimită pe cel ce v-a rânduit mai înainte pentru noi, pe Iisus Hristos. Fie bine binecuvântat Domnul nostru, acum și în veci de veci. Amin. Domnul să te binecuvânteze.